Haideți să vă arăt și cel mai tânăr skipper de până acum, Bogdan. Dar până să dăm la pește, sărim în apă! Bravo, Bogdan! Plină! Bogdan a prins saparina plină. Deci dacă cumva obosești, cel mai bine, cel mai bun sfat, trage aer în piept, te-ai pus pe spate și dai de picioare foarte ușor. Salutare marinarilor și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. În sfârșit, marea s-a liniștit, ultimele două zile a fost foarte agitată, așa că nu am avut nici șansă să ies pe mare, dar astăzi marea ne îngăduie să ieșim să o explorăm. Așa că mergem în față, dăm puțin la pește, facem scufundări, vedem noi ce este. Echipajul de astăzi este format din trei marinari, din Bogdan, cel mai tânăr marinar de până acum, din Liviu, salut marinarilor, și din Vali sau omul cu branhi. Așa că haideți cum e să vedem care e treaba. Marinarilor, mergem să dăm la pește, dar schimbăm locul de data asta. Nu mai mergem în locul nostru obișnuit. Mi-am adus aminte că am trecut prin deapă, s-a prins din altă zonă. Așa că încercăm să vedem dacă a rămas bună zona de pescuit. Marea nu prea e dreaptă cum părea de la distanță, a rămas scură de data trecută, de ieri și de alaltă, pentru că au fost valurile mari. Și o să se suce puțin mai încolo, în jur de 1-2 o să se pună vântul puțin mai tare. Dar noi o să ne ascundem pe la 1-2, pe la plaje. Dacă prindem ceva, îl gătim pe domnul pește. Dacă nu, poate adunăm, nu știu, scoși ceva, găsim noi. Mi-aș dori să găsesc garize astăzi, dar vedem dacă o să am noroc să-i găsesc. Haideți să vă arăt și cel mai tânăr skipper de până acum, Bogdan, care este nepotul meu și trebuie să-l învăț în ale marinăriei, în ale pescuitului și în ale scufundărilor. Da, trebuie să le înveți. Da, în sfârșit, după o oră de mers, am ajuns în locul meu secret, unde nici pește nu știu de el, văd că nu merge deloc. Bogdan deja a început să dea la pește. Trebuie să prindem. Nici o mișcare până acum. Marea se umflă din ce în ce mai mult. Valurile sunt rare și umflate. Este hulă rămasă de ieri și de alalte. Și am început să apară chiar și berbecii. Așa că nu știu cât o să stăm noi pe aici. E mai mult de o oră, o oră jumate. Nu o să stăm pe aici dacă nu prindem pește. Și o să plecăm undeva pe acolo, așa, la al doilea rând de diguri. Aproape de Flora. Dacă nu prindem aici stavriți, suntem obligați să prindem chefalii acolo. Trebuie să insistăm. Bun, avem prima hamsie. Bravo, Bogdan. Primul pește pe ziua de astăzi, bravo! Da, nu prea e pește astăzi. Nu știu dacă avem șanse să mâncăm stavrizi azi, pentru că n-am reușit să prindem niciun. Dar marinarii insistă. Și cel puțin o oră mai insistăm. Avem 3. Bun. Bravo, Bogdan. 3 hamsii. Astăzi avem friptură de hamsie. Bun. Bun, în sfârșit. Hai că ne apropiem de friptură. Câte unul. Da, avea 15 metri. Da, hamsie de suprafață. Bun. Abia aștept
să mănânc o friptură de hamsie. Deci nu trebuie să mergem în stat de vacanță să ne cumpărăm de acolo. Mai o facem direct aici proaspătă pe barcă. Abia aștept. Primul da, stavride. Bogdan a prins primul stavride. Și trage și la mine. Aude ce trage la mine. Bun, super. Și Liviu a prins și Liviu. Mamă, plină s-au dus. 6 gălige, 6 hamsi. Bun, haideți că a început mișcarea. Facem platou marinarilor. Da, o scot și eu să vedem câte hamsi am prins. Sunt câteva, că e grea mulița. Ia să vedem ce a prins noi. S-a umplut de hamsie și la mine și un stavride. Super! Iar s-a umplut țaparina de hamsie. Bun, a prins și Bogdan. Ia uitați-vă marinarilor cum nu face vârful. Cred că avem un stavride frumos. Hai să ridicăm să vedem. Acum mai pare așa de mare. În schimb era hotărât, răgea bine. Am rămas fără. Cât de frumos trăgea. Acum poate nu mai mă păcălește. Nu, acum este, simt. Un stavride. Eram pe picior de plecare, chiar vreau să plecăm. Și a început să tragă stavrido. Au, și am doi. Că n-am trei. Am umplut aparina iar cu hamsie. 6 călige, 6 hamsii. Da, e. Ridică vârful sus. Oh, și nu mai mâine, a las-o așa. Bun, ai doi stavrizi. Nu, un stavride și eu am sie. Bun, bravo Bogdan. Deci treaba cu pescarul am reușit să o îndeplinesc. Am făcut din nepotul meu un pescar. Bine. Acum trebuie să mai fac și un bun nădător. Scafandrul, dar măcar snorkeling trebuie să reușim. Așa că după ce terminăm faza de pescuit, mergem și intrăm și în apă. Bravo, Liviu! Masa bogată. Să vedem. Să vedem și Bogdan. Da. Bun, încă două hamsii. Aparina plină. 6 hamsi. Bun. Gata, marinailor. Am încheiat partea de pescuit. A fost o zi destul de frumusică. Am prins hamsie și stavrizi, așa că facem un platou de hamsie predominant, adică era exact ce îmi doream eu. Stavrizi tot am mâncat, hamsie mai rar, așa că un platou de hamsie. Abia așteptăm să-l auzim cum sfârie pe tablă. Așa că am plecat așa pe silent mode, cum îmi place mie să zic. Și am ridicat vela. Și ne îndreptăm către un loc așa liniștit.
unde să să-l băgăm pe Bogdanel în apă, să învățăm să facem snorkeling mai bine decât știm, pentru că știe să facă, știe să nuate, dar încercăm să nu cât trebuie, da. Marinarilor, gata, am ajuns. Am ancorat aici aproape de plajă și pentru că mor de cald, primul lucru care îl fac sără în apă. Și am plecat. Pare limpede. Da? Da, doar ce am ieșit din apă și nu mă mulțumesc cu o baie. Bineînțeles că mai facem. Și sunt curios să văd cum se vede și cu camera, pentru că pare limpede. Acolo era foarte, foarte tulbure în larg. Așa pare foarte ok. Așa că hai să intrăm și cu camera după noi, să vedem cum se vede în apă. Și bineînțeles că după aia punem costumul, ochelarii, labele și mergem la diguri acolo și încercăm să prindem chefal cu undița în timp ce stăm în apă. Am mai făcut treaba asta acum 2 sau 3 episoade, a fost super tare experiența. Chiar nu credeam că o să reușesc și acum o să facem același lucru. Am luat râme de mare, ne luăm frumos, mergem pe acolo pe lângă pietre și dăm la pește. Dar până să dăm la pește, sărim în apă! Marinarilor, am pus costumul pe mine. Vrem să intrăm puțin în apă și să învățăm pe Bogdan cum să înnoate, da? Vrem să învățăm cum să stăm la suprafață fără să depunem prea mult efort, da? Cu aer în piept, o să încercăm să vedem dacă ne reușește și cu siguranță să ne reușească. Așa că am să intru eu prima oară în apă, echipat complet cu labe ca să fim în siguranță. După care îl iau și pe el, fără labe, fără nimica. După care pune și el labele, îi pun și costumul pe el, să mergem la diguri acolo. Dar în prima fază vreau să învăț câteva lucruri simple și foarte utile pentru înnot. Așa că zărim în apă. Ia să vedem. Echipați așa ca Moș Crăciun. Opa! Echipați ca Moș Crăciun, sărim în picioare. N-am mai sărit de mult în picioare. Să respiri, dai mai bine din picioare, știi noi? Respiri frumos. Așa, nu? Da. Și aplică-te puțin pe spate, așa. Și dai din picioare acum, cu aer în plămâni. Așa? Și dai din picioare, da, dai din picioare. Bun, bun, bun. Ușor. E greu? Nu. Nu e greu. În față știi să nu, să dai din mâini, să facem așa din mâini, să dăm ca lumea din mâini în față. Tot așa, aer în plămâni. Aer în plămâni și dai din mâini în față. Okay. Bun, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Deci toată treaba e să ai aer în plămâni în permanență. Pentru că dacă ai scos aerul, te duci la fund. Trage aer în plămâni, stai la suprafață, da? Da. Hai că e foarte bine. Încerc să mă obișnuiesc cu apa. Da, da, da. Oricum mergem și îi pune și lui un costum de scafandru, doar bluză acum am eu. Labele în picioare și mergem să dăm la pește acolo, la pietre. Dar mă bucur că stă foarte bine în apă. Am obosit sau și v-am spui, da? Da, da. Acum am
crezut că am mers mai mult. Păi e nou, dar eu mă și eu între timp cu tine. A, da. Nu mă vezi, eu îmi dau din mâini, dar... Eu am labele foarte mari și... am viteză. Deci dacă cumva obosești, cel mai bine, cel mai bun sfat, trage aer în piept, te-ai pus pe spate și dai din picioare foarte ușor. Și ăsta este cel mai bun mod de a te odihni în cazul în care obosești și ești la apă adâncă, da? Cel mai bun sfat. Practic acum capul este la nivelul apei și nu mai depui efort să te ții la suprafață. Când ai capul scos din apă, centrul greutății se schimbă și automat te duci la fund. Dacă capul este în apă, atunci vei pluti mult mai ușor. Da? Da. Da, mai făi tu, da. Cea mai bună, da? Trebuie să o ții pe asta foarte bine, minte? Acum te relaxezi și nu ai nicio treabă, nu ai cum să obosești așa. Da, și pentru că am prins curaj, facem și prima săritură de pe Borcu. Bravo, bravo, bravo! Gata, marinarilor! M-am îmbrăcat cu costumul, cu ajutorul lui Vali, bineînțeles. A fost cam greu cu apa, dar mi l-am pus și o să intrăm în apă, să prindem și noi în chefal. Bravo, Bogdan! Ne pregătim, marinarilor! Marinarilor, gata! Am echipat și cu Bogdan cu costumul de scafandru, am pus labe, i-am pus snorkelul full face, am luat unița și rânele și mergem să prindem pești. Hai să vedem dacă vedem ceva. Am reușit să schimbăm râma de mare aici, n-am prins niciun pește, dar e foarte agitată marea, nu putem să stăm, ne cam bălângâne de colo-colo, dar insistăm, mai mergem pentru că e chefal, sunt foarte mulți pe aici pe lângă.
Da, marinarilor nu avem să prindem niciun pește. Am intrat de două ori după el. Dar sunt foarte mulți chefal, dar nu am nici să-i prindem, pentru că sunt curent foarte mare acolo. Ne-am mișcat de colo-colo și n-am putut să prindem niciun pește. Am venit înapoi la barca, am adus unița și remele de mare. O să mai stăm puțin, ne mai bălășim puțin. Și după aia ne apucăm să plecăm în Amția și Stavrizi. Așa că ne apucăm cât de curând de mâncat. Marinarilor, ne-am apucat să curățăm Amția. Suntem morți de foame. Avem și câțiva stavrizi, așa că mai avem de curățat. De-abia aștept să-i punem pe tablă. Gata, ne-am apucat de treabă. Așteptăm cu toții masa. Masa mult meritată. Da, masa muncită, nu? Cum e să prinzi peștele în ziua asta și să-l mănânci proaspăt, nu? Da, și prinzi de tine? Păi? Cel mai bun pește. Siguranță o să-ți placă mai mult decât ăla de acasă, pentru că pentru ăsta ai muncit. Și pentru că e și proaspăt trist în ziua respectivă. Și după o zi de efort, în not și pescuit, deja mirosul ăsta ne-a dat gata. Marinarilor, m-am gândit să fac așa o afacere. Și când mai veniți aici pe litoral, și miroase a pește, nu vă mai uitați la aia acolo, sunt părații Amție, veniți direct la mine aici, pentru că sunt bucătarii scusiți. Auzați-vă cum arată Amția. Mai avem un rând aici. Ne apucăm și de asta cât de curând acum. Veniți la mine aici, la marinarul din largul mării, omul cu branchii, și vă dă el direct pe malul apei să mâncați Amție. Marinarilor, cam așa arată platoul de Amții și Stavrizi. Arată genial, ca de fiecare dată de altfel. Marinarilor, nu dați banii pe prostii, luați Amție la copii. Asta este motoul bărcii de azi înainte, cât timp prindem Amție. Marinarilor, s-a lins platoul. A fost extraordinar de bun. Așa că acum ne apucăm să strângem tot ce avem pe aici și plecăm către portul Domis. Marinarilor, cam asta a fost aventura noastră pe ziua de astăzi. O zi foarte, foarte frumoasă, cum de altfel sunt toate aici la malul Mării Negre. Am prins și Amție, am prins și Stavrizi, i-am și prăjit, am făcut și scufundări. L-am învățat și pe Bogdan să facă fluta și cum să stea la suprafață mult mai ușor decât o făcea înainte. Așa că a fost o zi foarte, foarte reușită. Dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, apăsați un like acolo jos, pentru că pentru mine contează foarte, foarte mult. Dacă sunteți nou pe canalul meu de YouTube și v-a plăcut, abonați-vă. Iar dacă vreți să mai auziți de mine în viitor, apăsați pe clopoțelul ăla de jos de acolo din dreapta, pentru că vă va anunța de fiecare dată când voi posta ceva nou. Și după cum bine știți, postez destul de des, pentru că este vară, vremea este frumoasă și ieșim foarte, foarte des în lacul mării. Așa că marinarilor, v-am salutat și ne auzim data viitoare.